În viziunea PSD, școala trebuie adaptată astfel încât să se asigure fiecărui tânăr, elev sau student atingerea potențialului său maxim, precum și orientarea optimă în carieră. Programul de guvernare al Partidului Social-Democrat pentru următorii 4 ani cuprinde soluții concrete și viabile în domeniul educației. În viziunea PSD, școala trebuie adaptată astfel încât să se asigure fiecărui tânăr, elev sau student atingerea potențialului său maxim, precum și orientarea optimă în carieră. Nu în ultimul rând, mai ales în contextul pandemic actual, este esențială finanțarea cercetării și educației. Partidul Social-Democrat își propune câteva măsuri de strictă necesitate, mai ales în contextul pandemiei. Vorbim despre școli inteligente, despre dotarea acestora cu tablete sau alte sisteme care pot să ducă la construirea unei platforme educaționale digitale. Să nu uităm că acest lucru ne-a afectat foarte mult în perioada în care efectele pandemiei COVID-19 s-au făcut simțite și resimțite în întreaga țară. În privința planului de guvernare pentru educație, Partidul Social Democrat vine cu o propunere, un Netflix, dacă vreți, educațional, crearea unei platforme educaționale și a unei biblioteci multimedia care să faciliteze cumva și să aducă în prim plan un sistem inteligent de învățare pentru copiii noștri care se dezvoltă și învață în era IT-ului. În era IT-ului trebuie să ne folosim de aceste instrumente și să avem grijă să le implementăm în toate școlile din România, chiar și în mediul rural. De asemenea, Partidul Social-Democrat propune înființarea școlilor cu program prelungit până la ora 16, oferind astfel elevilor pe lângă programul școlar și posibilitatea de a servi o masă caldă și de a participa la activități de aprofundare. Un alt aspect important în planul de guvernare PSD pentru educație îl reprezintă școala cu program prelungit până la ora 16, unde elevii să aibă posibilitatea să servească o masă caldă și să participe la activități educaționale, extracurriculare, remediale sau de aprofundare în funcție de decizia școlii respective și de specificul comunității. Achiziția de laptopuri sau tablete cu abonament la internet pentru dotarea elevilor, dar și cadrelor didactice respective, conectarea școlilor la internet a tuturor unităților și instituțiilor de învățământ îi încântă pe cetățeni. Ce părere aveți despre faptul că se dorește achiziționarea de tablete sau laptopuri cu abonament la internet pentru elevi, pentru toți elevii? Mie mi se pare ceva corect. Este foarte bine copiii, dacă unii au posibilități, unii nu. Și e ceva pentru ei binevenit. Foarte bună, că și așa n-au primit nicio tabletă, niciun telefon până acum. Adică copiii fac online, numai cine are, cine nu are, nu face. Pierd din asta, din teme. Și ar fi bine să le dea, mai ales că sunt o grămadă de copii săraci. Programul de guvernare al Partidului Social-Democrat pentru următorii 4 ani cuprinde soluții concrete pentru o Românie cu adevărat educată.